Adevărat, Anica, nu? Știți, eu sunt învățat cu microfonul și o să vedeți, o să găsiți în mine un om de dialog, pentru că de aia m-aș invitat, nu numai de aia m-a invitat domnul Bucătariu, eu am curajul să spun viitorul primar al Comunei Avrămeni. Vedeți, ați prins viață, asta e bine. Mulțumesc domnului Bucătariu pentru invitație. Bucătariu Neculai, că am înțeles că mai este aici un candidat, tot Bucătariu. Așa că trebuie să spun, Bucătariu Neculai, candidatul Partidului Social la funcția de primar al Comunei Vlăsănești, mulțumesc pentru invitație. Pe Avrămeni, corect, Avrămeni, eu vin din Vlăsănești, cum mai asta vreau să vă spun, sunt Lucian Trufin, primarul Comunei Vlăsănești. Sunt invitat aici la Avrămeni, deoarece actualmente ocup funcția de vicepreședinte al Partidului Social Democrat, Organizația Județeană Botoșani, iar prin funcția pe care o ocup, am fost împuternicit să răspund și de organizația PSD Avrămeni. De aceea pot să spun că vă cunosc, răspund de această organizație cam de aproximativ un an și jumătate. Mă uit în spate și mă bucur că ne ține scena, pentru că sunt atâția oameni valoroși, oameni grei, oameni puternici, oameni buni, oameni care au un cuvânt de spus, oameni din toate categoriile sociale, oameni care sigur o să vă reprezinte bine, oameni care în Consiliul Local și cei care în Consiliul Local, viitorul primar al Comunei Avrămeni va avea nevoie. Și vă rog să aplaudați că o să aveți nevoie de ei, o să vă băteți în poartă. Și vă rog să faceți când o să ajungă consilieri, să le băteți în poartă, să le spuneți să aveți cu păstrați acest client, pentru că eu l-am analizat cu atenție. Da, sunt lucruri care pot fi rezolvate. Sunt proiecte care tot le pot rezolva. Dar pentru asta, în cazul în care nu se ținde cuvânt, să le băteți în poartă și le spuneți, ați promis. Dar eu am încredere că oamenii aceștia o să se țină de cuvânt. Scurt, pe scurt, două lucruri o să vă spun. Unu, că am încredere în candidatul Bucătariu Neculai și în această echipă, pentru că îi cunosc un an de zile, pentru că am observat când ei o voință de a rezolva ceva în comuna dumneavoastră, în comuna lor, în comuna Avrămeni. Eu sunt de peste două dealuri, noi avem cam aceleași probleme comune. Stăteam acolo în față și mă uitam la dumnealui, acum 4 ani mă vedeam în locul lui. Promiteam, am fost serios, am obținut votul oamenilor și acum, după 4 ani de zile, mă uit cu încredere, cu plăcere și cu sinceritate în ochii vlăsâneștenilor, pentru că după 4 ani de zile am reușit să schimb imaginea Comunei Vlăsănești. Sunt convins că așa se va întâmpla la Avrămeni și nu numai că sunt convins, dacă dumneavoastră o să alegeți această echipă, eu pot să vă promit, știți, promisiunile în campanie și promisiunile la oamenile politici sunt obligatorii, dar pot să vă promit și așa cum am ținut de cuvânt față de vlăsâneștenii mei, așa mă pot ține de cuvânt față de dumneavoastră, că din funcția pe care o ocup, atâta timp cât deja am ajuns la guvernare, avem guvern PSD-PNL, USL, vom avea președinte al Consiliului Județean și majoritate în Consiliul Județean. Prin funcția care o ocup, vă promit că îl voi susține pe bucătarul Neculai astfel încât să-și ducă la îndeplinire proiectele pe care le-a propus. Vă rog să dați cu mai încetul că mă spun cu vorbesc de 2 ori. Asta ar fi primul punct de solidaritate, de avocere, să aveți încredere în el, pentru că noi, eu și noi cei de la Botoșani am avut încredere în el. Și vă spun acest lucru și se dovedește acest lucru. După cum bine știți, în România de peste un an de zile funcționează o Uniune Social-Liberală. Da, funcționează, va funcționa la județ, va funcționa la în țară, deja funcționează ca și guvern, avem prim-ministru, vom avea și președinte și colectorul dumneavoastră. La Avrămeni nu prea a funcționat. Pentru că noi, PSD-ul, am spus că avem un om mai bun. PNL-ul a spus că are un om mai bun. Datorită și aici trebuie să spunem că democrația își face efectul,
s-a spus cel mai mult să câștige. Să știți că pentru mine, și am spus-o și lui Nicolae și colegilor din spate, că pentru mine este un examen politic. Pentru că eu mi-am pus cuvântul în joc pentru Nicolae și pentru Comuna Avrămeni. Așa că, dacă dă Dumnezeu și o să susțină pe Nicolae la funcția de primar, acel examen politic pe care vă spuneam o să fie prelungit prin faptele și realizările dumnealui, la care eu o să fiu în spate. Ăsta era primul punct, prin a vă cere sprijinul și prin a vă spune că are sprijinul nostru, sprijinul Botoșanului și, de ce nu, sprijinul guvernului. Și al doilea punct. Am venit în Vlăsinești, am trecut prin Săveni, am ajuns în Avrămeni. Să știți că străzile, drumurile comunale și Sătești în Vlăsinești au asfaltat. Să știți că drumurile Sătești sunt petruite. Toate astea se fac nu din buzunarul dumneavoastră, nu din banii, din impozitul și taxele care sunt mari, pentru că anul trecut, printr-o hotărâre de guvern, domnul Bolș a permis să majoreze cu 50% taxele și impozitele. S-au făcut prin proiecte europene. Atâta vă spun, fără a acuza pe nimeni. Eu, ca și primar, în 4 ani de zile am foarte multe proiecte depuse, realizate, unele în curs de realizare, altele restrinse. Nu m-am întâlnit pe la ușile acelor birouri unde se depuneau proiecte prea mult primarul meu. Nu m-am întâlnit. Dacă nu am spune că m-am întâlnit, mint eu. Dar nu m-am întâlnit. Și de asta spun că proiectele care le-a scris Nicolae aici se pot realiza prin muncă, prin devotament și prin a alerga. Eu am încredere într-un tânăr, am încredere că o spun eu și un principiu care îl am dat și dumnealui, îl am vândut, suntem tineri, nu mai avem 2-3 ani până la pensie ca să știm că asta e ultimul mandat. Nu, noi avem nevoie de viitor, noi împreună cu dumneavoastră. Și l-am educat, l-am învățat, l-am rugat să fie corect, să vină cu promisiuni corecte, după cum am văzut, nu v-a promis metrou sau bază NATO. V-a promis asfalt, petruire, apă, canal, școli, instituții. Am avut prima întâlnire în Comuna Avrămeni, în satul Avrămeni, în cămin cultural. Rușinos. Nu prea vă reprezintă acel cămin. Nu așa trebuie să arate o instituție în 2012. Când sunt bani, când există un buget, când sunt fonduri europene pentru așa ceva. Și închei cu primul punct. Al doilea punct. Și o spun, o să fiu mai războinic, am mai pătimaș, pentru că și eu am suferit. În comuna mea și în toată România, vin cu pungile. Nu vă vindeți pe o pungă. Punga aia pentru punga aia s-au cheltuit niște bani. Acei bani sunt din pensiile noastre, din salariile bugetarilor, din ajutoarele sociale, din banii pe alocația complementară, de care beneficiază cât mai puțin copii, din banii persoanelor cu handicap, cu dizabilități, până și din banii gravidelor și veteranelor de război. Și pentru că astăzi este înălțarea Domnului și pentru că astăzi este o zi importantă, o zi creștinească, dar și românească. Astăzi este ziua eroilor. Nu știu, s-a organizat în comuna noastră ceva legat de genul ăsta? Ei, astăzi vă spun eu, este ziua eroilor neamului. Astăzi, în mod normal, în școli, în fața monumentelor, în biserici și în cimitire, într-o comunitate care se respectă, se aduc elogii și se țin discursuri și cuvântări în cinstea eroilor căzuți în războaiele de independență. Dacă nu s-a făcut, dacă domnul Nicolae o să ajungă primarul Comunei Avrămeni, e obligatoriu ca în această dată de ziua eroilor să vă cinstiți eroii dumneavoastră, eroii Comunei Avrămeni. Așa că revin la pungi. Nu vă vindeți pe o pungă. Un partid, mișcarea pentru Botoșani, egal Partidul Democrat Liberal. Verde egal cu portocaliu. Un partid care peste noapte își schimbă culoarea din verde în portocaliu. Sigla din portocaliu verde, sigla din trandafir, un trandafir, în inimă, are oriceva de ascuns, ori e rușine de ceea ce a făcut. Așa că, rețineți,
Mișcarea pentru Botoșani este egală cu PDL, este egală cu tăierea pensiilor, închiderea școlilor, închiderea spitalelor și toate ororile care s-au făcut împotriva dumneavoastră. Și încet prin a vă spune că se nimeresc și se s-ar putea două cuvinte care vin din popor la mișcarea asta din portocaliu în verde peste noapte. Lupul schimbă părul, dar n-ar abuba. Corect? Și aceeași mărie cu alte pălărie. Domnilor și doamnelor, dragii noi vecini de peste deal, vă doresc să aveți înțelepciunea să votați un primar tânăr, așa cum l-am auzit și l-am văzut și-l cunosc, un gospodar, un om care a arătat că acasă, la dumnealui, în afacerea dumnealui, a știut să pornească de jos și să ajungă acolo unde cu plăcere o spune și este și se vede, să votați o echipă de oameni competenți, o echipă de profesioniști, o echipă, uit în spate, de la profesori, cadre didactice, veterinar, oameni din agricultură, din zootehnie și așa mai departe, spuneți-i noastră, muzician, da, trebuie să spun, domnul este venit în față, este candidat pe lista de consiliere a Partidului Social Democrat în Comuna Avrămei, așa că am încredere în dumneavoastră și încrederea dumneavoastră în mine trebuie să preungească în încrederea dumneavoastră în Nicu Bucatariu. Ca să se prelungească în proiecte, programe și îmbunătățirea comunei. Succes, domnule Bucatariu, succes candidaților PSD și vă spun, pentru ca Nicu să aibă rezultate, trebuie să votați pe lângă candidații la funcția de primar și Consiliul Local PSD, trebuie să votați candidații la Consiliul Județean și președintele la Consiliul Județean USL și bineînțeles în toamnă USL. Succes! Doamne ajută! Încă o dată Hristos a înălțat! Succes și felicitări, domnul Bucătă!